Am fi putut fi noi, mamele sau bunicile noastre, în locul acestor femei care au trăit spaima vieții lor. După 48 de ore, s-a reușit mobilizarea forțelor de ordine care patrulează și fac demersuri pentru ca cei care au lovit fără milă 5 botoșenence să plătească în fața legii. Vreau să asigur pe cetățeni că în, <coughs> în cea mai uh, scurtă perioadă uh, autorii vor fi prinși Există indicii. Uh, organele abilitate lucrează inclusiv la această oră. Sunt echipe comune cu toate structurile, implicate toate structurile Ministerului de Interne. Se va lucra în fot continuu până la, până la prinderea autorilor. Angrenați în prinderea tâlharilor sunt și polițiștii locali, care ar trebui să vegheze la liniștea și siguranța cetățenilor. Și totuși, de ce în cele cinci cartiere ale Botoșanului în care au fost agresate femeile nu era nicio umbră de om al legii? Este momentul ca și echipamentele de supraveghere video montate pe străzile orașului să-și dovedească utilitatea. Am transmis că suntem, suntem în sprijinul dumnealor cu sistemul public de supraveghere pe care îl avem la nivelul municipiului și care poate oferi date importante pentru a soluționa acest caz pe care îl consider destul de grav pentru municipiul Botoșani și pentru a restabili climatul de liniște și securitate pe care ne-l dorim toți. Și în același timp am tras un semnal de alarmă asupra numărului redus de efective pe care l-au poliția locală și cred că și celelalte structuri implicate în gestiunea ordinii și liniștii publice. Vicele din primărie afirmă cu tărie că este imperios necesară extinderea organigramei la poliția locală. Dar avem un număr de 51 de polițiști locali pe care dacă îi împărțim pe trei schimburi, avem uh, puțin polițiști în stradă pentru că au și alte drepturi conform codului muncii, concedii medicale de odihnă. Cu mâinile legate, așa se simt în fața unor astfel de situații. Din fericire, doamnele din următoarele imagini nu au căzut victime unor astfel de incidente, dar spun cu tărie că nu au nici cea mai vagă idee cum s-ar putea apăra. Dar cum să mai apăr eu femeie bătrână? Dacă îmi dă una, eu am și căzut jos. Nu poate să mai iei, nu mai are la cine da, alta. Noi suntem așa mai fără apărare, bătrâni și așa e. Poate care sunt tineri. Da, cum să mă apăr? Că e foarte greu. Dacă nu pre circulă poliția pe stradă, ar trebui mai mult poliții să fie lumea mai în siguranță. Dar nu suntem în siguranță. M Eu... Nu, Eu... nu e un oraș sigur? Nu pre. La statistic stăm bine, doamne. Da, la statistici bine, dar în rest așa, nu pre. Eu cred că n-am să cad victima unei astfel de împrejurări pentru că mă feresc. Merg numai în timpul prânzului și prin locuri circulate. Deci nu circul noaptea și prin locuri așa periculoase. Poate aceasta este o lecție tristă pentru ca autoritățile să prioritizeze resurse și pentru siguranța cetățenilor.